Ana, nu mai acolo. Și acum facem... De nu ceapa prin mașina de tocat, morcovi, cum facem reformare cu morcovi. O să punem prieteni și cei pentru drog, să peam la acolo de la gal. Dar e problema că nu mai știu unde sunt picații de la mor. Nu-i mai găsim, mi-a vă spunit toată lada, toate punurile. E după care cu patroana am nebunit, le-am sfârșit, a luat chiar... De ce nu spuneai să o vezi pe asta? Păi ca să termin. Am nebunit toți. Prieteni. Almena, ține puțin aici. A răspunit patroana, lada. Ține bine. Nu mai găsesc nimic, am trebuie eficață să pun la fel. Pune-i rulaia de șervețele. Am luat un rol mare, mare. Nu ne mai înțelegem aici cu nimic, că la Ion e prea mor. Patroana cu carnea în fură de afară. Și aia, vreau să facem sal, marele să facem pe drum, dar nu prea avem un idee, nu avem nimic. Să vă spun sincer, să facem frumos, organizat cum se face la voi la România. Și chiar vă respect pentru ceea ce faceți, că faceți în liniște și faceți în ce și nu ca la noi balamuc. Nina m-a ochit măcar să mănânc ceva, ceva din post, să mănânc ceva cu mine amințeam. Am zis să vă arăt și vouă ce fac eu acum. Fac sămale, avem varză foarte multă, toate ligianele și sumasă și moale și tot. Uite, avem varză și sumasă alta. Să facem multe sămale, multe la noi. Avem niște roșii de ăștia care... Punem și niște roșii întregi de sarmale, mai punem și pastăre budină și vrem să umblem și de ăștia, cea de mădălină, nu merge? Merge, dar cum se fierbe, se înmoaie. Nu merge. Încercăm câteva multe. Da. O să facem și pâine, o să facem mai multe, dar doar să ne lasă și pe noi liniște. Că dacă vreau să facem o treabă, o strigă la lumina, strigă la aia afară, să vedea tot în mână, totul. Parcă numai ei ar avea treabă și noi nu. Uite, la vorbește. Alice, închide ușa, te rog. Închide ușa. Închide ușa, mă rog. Închide ușa să mai s-audă gura lui Ion. Și de când a venit Leo, prietenea acasă, a început să facă la filmări de azi dimineață. De când s-a trezit, numai filmări, filmări. Nu au apucat să filmeze nimic, dar acum, la sarmale. Alin n-a filmat nimic, a tot așa, pentru că filmează într-una. Când e prin curte afară, cu telefonul pe noi. Asta e. Să tocăm ăștia, să punem orez. Cred că n-am. Ajunge ăsta? Ajunge, e prea mult. Lasă să fie orez mult. Avem pe viață, avem ăștia, avem cu gel ouă, avem și continente, avem și pastă de mai multe feluri. Hai cum mai e până în primul ăsta să termină. Să mai facem la frumoare, am pus și ăștia să fiabă pentru drog. Nu mai arăta de aproape așa, că am pus copățâna, vei cam avaporează. Am pus cimbră, am pus piperboabe. Și cu nimeni. Nu avem un singur el la, știi? Era mai bună. Da. O am prin mădălina pe soția lângă nuț. Hai să stau, hai un laptop, am văzut să văd cât mănânc mine. Mănânc? Hai să începe să-mi punem ăștia, da? Da. Și o mai mult, da? Mai mult, da. Nici chiar așa de mult. Să mai păstrăm că trebuie să punem și la alea la... Și să le trebuie doar... În ele. Nu, unde e pachetul? Pune puțin, cum e și în... Am și un buculeț de ăla. Am și condimente și am pus și așa, cimbru și piper și mai are și ăsta. Acolo ce ai, a, da. Și le pui și pe alelalte. Așa. Să iasă condimentare. Să pune și celălalt piculeț. Îl mai pune? Pune, pune, da. Că e multă carne, pune. Să mâncăm, mâncăm. Cât mănânci, dacă n-ai mâncat de atâta timp? Nu, e lungi, am să nu, dar oricum nu mi-e foame, dar văd și eu că ăștia fac mai grătare. Da, ce fac de la ustură, pe la piper. Ustură. Punem prieteni vege, așa de obicei. Avem ceapă și morcov aici, dar pe mașină, într-o parte. Mai punem vegeta, uite că să mă învățați cu vegeta. Da. Fără vegeta noi nu trăim. Oare le-am pus în congelator? Nu mai e nimic de asta. Punem. Punem pe alea care sunt. E dacă patronul a băgat carne, e peste tot. Adică punem pe alea care sunt căpățâna, am luat de la mielul lucrătul și
Mai luăm de la port de colocheție, de la... Prieteni, să le dați comentarii, dacă merge cu miel, ce mai avem noi de tine și cu ficat de porc, care trebuie o pară pentru mață. O să mai iau de acolo ferii ăla, alinii. O să mai iau ferii ăla de la mață și împreună mai ce are, că se face și de porc. Mai ales norocul meu, ca să pot să mănânc și eu rom, eu aș face numai de porc, ca să pot să mănânc. Că mie îmi place cumva gândesc ăștia de urși chiar multe, că nu-mi place de oaie, îmi place de porc. Gata. Ajunge. Am pus din tăie, da? Da. Voi să le fac rost în lenul rom, să nu ne iau rom cu toate. Să-mi fac eu separat din porc rom. Și nu o sunt de aia de la porc rom? Da. Separat. Ar fi ceva... Hai să desfacem asta, e destul că e mai bună. Da, e bună, de aia roșește bine. Nu, trage așa, trage așa de ea. Știi ce vorbesc eu? Ca băut. Ca băut? Da, ce roșie e, știu ce se iei. Da. Ha? E mai roșie asta? Da, asta le face roșie. Păi am luat și eu de asta. Aia nu, aia nu, nu e bună. Păi de unde știi tu, Mădălină, toate astea? Te-ai priceput și la salată, la maioneta de îndreptată, ai făcut-o. Era dusă să aia maioneta, era terminată. Dacă nu pune aia, prieten, mâna, o să vedeți pe fondul ursul cu familia. Salata de bio. Era terminată, am băgat 6 ouă la maioneta și am pus 3 gălbenușuri fierte și 3 crude. Și era terminat. Mai m-am amestecat lumina la ea, mai pleca afară că o strica patrona și s-a tăiat maioneza. A venit Mădălina cu curaj și a luat uleiul în mână. N-aveam lămâie, n-aveam nimic și am dreptat-o și a făcut un carton de la mare de plastic. Da, eu mi-eram hotărâtă să fierbem alte gălbenușuri să facem din nou. Pentru că mă miram de ce nu se face, nu s-a mulțit și 6 ouă, trebuia să facă mult. Și ea, curajoasă, a făcut-o. Mai pui și de aia? A pus mâna și pleca așa de repede mâna ei. Da, mai pune, nu? Mai pune puțin de aia. Ajunge. Puțin, nu mai punem deasupra. Vreau să pun da. Și roșii și facem țipineală. Să nu uiți de orez? Orezul trebuie să-l spălăm în albastră. Să-l spălăm un pic. Nu mai speli. Păi de ce? Ce era nou? Așa era el. Da, așa era. Așa l-a făcut mama lui. Și asta Mădălina. Așa sunt ei. Da, lasă-i pe așa. Uitați, prieteni. Nu miroase nimic, dar așa a făcut el. Vezi? Mai a stat la cald. Nu vrei să-l spălăm, Mădălina? Eu zic să nu, că se umflă în... și nu se fierbe cum trebuie. Nu punem orez, nu facem de cât nu încă. Și așa nu avem așa invita. Noi de nu iei cu familie. Nu mâncăm atât de mult cum zice. Mai sunt cu mâncare cât nu încă. Nu mâncăm atât de mult. Dar noi fiind obișnuite de mult cum făceam de mult, obicei să facem tot timpul de la mult. Cât mâncăm. Nu mâncăm atât de mult. Și mai ales mâine, vă dați seama, mâncăm un pic când se dă de pomană de dimineață, primul loc care se face, se dă de pomană la mâncă. Se dă din verde, din toate. După aceea mai târziu punem masa. Și când punem masa, deja suntem rupți. Mâncăm că se dă de pomană. Iar se dă de pomană în familie, aici, să noi mâncăm. Că au mai fost comentarii că nu împărțim să mergem cu tăbli. Noi cine să împărțim, că după aia avem așa vreșim să mergem cu... să mergem la dumneavoastră la români. Cu colaj, cu așa nu. O să facem de dimineață pentru pomană niște gogoși speciale. O să le facă patrona alea cu ouă, mai mult din ouă. Ouă de casă. Și carne și alea. Sunt așa, cum vă dați seama, după atâta carne, asta un punct, ce pic punct, aici se curăță, alea de bine. Nici nu știu cum o să fie masă, cum o să fie. Pentru că acum suntem încurcați cu toate alea pe aceea. Toate mesele prin curte sunt. Au scos mesele din sufragerie, le-au scos prin curte. Ăla a iubit în comă, a băut. Ce-i medele, nu? Vorbiți de gura fără el. Ion? Nu pot să fac eu de gura.
îmbraci, nu? Ce să te îmbraci aici? Aici nu pot să te-ai îmbrăcată. Mă supăr de multe ori pentru că am făcut curățenie, nu mă bai. Dar trebuie să păstrează și ei, nu să facă halul ăla pe jos, să aruncă pe jos cu mătură. A făcut dalele negre, negre. Când ieșim acolo, mi-e frică că de rupe picioane, cad copiii. Fac treabă, dar aruncă pe jos mătura, patroana, ia cu colonicul de pe jos. Nu face organizată, facă și ea frumos. Îmi pare rău că am făcut și curățării, că nu merita. Însă am făcut la mare de la. Cu sânge, cu ole, cu untură, prin casă. Ce e? Să vezi mă bine ce camale iasă. Da, ca la nuntă. Și mai ales că carnea era călduță, prietenie, da. De la folc. Ei nu prea să toca. Era caldă, caldă carnea. Ce mai trebuie că uităm? De unde e? Ce mai punem? Atâta, ai pus de toate. Păi ești că l-am pus. Da, da. M-am asigurat eu. Uite, vezi ce fac ăștia? Vezi, Madalina? Și ce fac? Dau drumul la foc în afară ca să nu am și o apă în mântul. Da. Uite. Am năpăcit-o pe lumina. Vreau să mai stea lumina, mă, dacă le dea. Merge până la lui Ion. Să le mai dea lumina în mână, să nu mai fie de patroana cu timpul. M-am spălat pe mine, să încercăm să... Nu mai devine mine, da? Nu mai, nu mai. Și acum e carnea caldă. Nu trebuia să o tocăm caldă, dar ne-am grăbit. Trebuia să o... Când mai terminăm așa? Dacă așteptăm așa să se răcească? E caldă, uite, e caldă. Trebuia să punem o țără în ladă, pe o tavă, să răcească, dar nu mai e timp, prieteni, pentru că trebuie să frigem afară. Carnea de porc aceea mare, cu doi curcani, melul, trebuie să face și noi droguri, face și noi pâinea, ce mai facem pe cel. Și vă dați seama, și avem și de curățenie pe afară, că nu o să stăm cu untura aia. Mamă, ce caldă e, seama, ia mândelină. Păi și ce facem, unde o punem? Mamă, ce miroasă de frumos. Ai mâncat o sară, mă. Mănânci mâine. Mamă, și condimentele astea. Ce miroasă. Foarte bine. E carnea proaspătă, ca la nuntă. S-a roșit repede carnea de la pastă. Bă, e carnea caldă. Și prieteni, cu mine pun masa, cu papii aceia și nu mă duc niciunde. Îmi stau acasă liniștită. Îmi pun puțin. Măcar să beau și eu ceva, nu e așa mândărină mâine? Da, beau și eu cu tine. Nu beau acum, că nu beau nimica. Bem mâine ceva. Iau un pahar de vin roșu. Și prieteni, vedeți că patrona o să înceapă iar să vorbească de mine. Suntem certate de când a tocat robinetul cu săpunea. A văzut patrona, ați luat un pot de vertare de carnea și s-a enervat foamea și a pus-o pe robinet, a pus cu săpunea. Și cum miroasă? Mirosirea asta tocată. Miroasă frumos. Hai că revenim, prieteni. Revenim acum cum facem foile, le spălăm și revenim cum le legăm. Da. Vorbim. Baba. No. Atâta voastră cred că ne trebuie. Am învățat la fii prieteni, uita tot. Oală plină și midian. Avem vază, nu-i bine că avem vază. Nu e de la noi vază, am împrumutat de la toată lumea. Eu spun adevărul, nu mă dă nimeni. Da. Am luat de la toată lumea. Mi-a dus și eu la acela, am cerut varză de la cinema, după aia am zis că nu... Nu le-am mai spus că am făcut rost. Și ne-au adus tot varză după aia. Acum avem varză, ce mai rămâne? Ne mai rămâne să mai facem sarmale după Paște, mai mâncăm, mai facem, nu? O să rămână, o să pun într-un bidon, într-o găleată cu papac. Bună varză, mai bună decât aia cumpărată la pungi. Aia la pungi nu e așa. Ce ne-a strâmbat aia asta, mărină? Da. Bunica, revenim. Ah.
Alina, lasă. Nu rupe foaia aia, că frumoasă. Ce mănâncă mâinile de la varză? De ce nu înțelegi? Dar de ce nu lasă ea la mie? De ce, Alina? Nu pui deja mai mult mâine. Se joacă și ea, da. Dar numai că îți strică pâine și sunt atât de frumoase pe ea, atât de moi. Hai de cum e. Și tot le mai tai. Să iau eu un cuțit. Alina. Aia e sarma? Am făcut-o ca 4 ani. Nu mai strică foile. Deci am făcut-o. Alina, te rog frumos, lasă la bunica, stai lângă mine așa, nu vreau să faci treabă. Ba da, eu vreau. Ce mănâncă mâine după aia din gardă. Așa care mi-a făcut eu. Vreau să fie... Dar când filmezi și-o aparte numai din un sau de gura lui. Dar lumina e încurcată cu 4 ani afară. Ia arată ce are lumina afară. Uitați-vă ce avem. Al 4-lea război mondial. Arată cu cerul. Și morcelul. Lumina are și să nu te o patroana când se vede cu sacii băgați, înăuntru gata, începe cu vorbitul urât. Acum vede, trebuie terminat. Și nu mă lasă să fac o treabă, deci mă trimite păi pe aia, după aia o începe pe aia jumate, mă trimite la altceva. Poți să vă cer. Ca să nu termin nimic, să ne încurcă, așa a zis. Hai să le încurc, să tai și porcul și să... Să și facă curățenie, că nu termina să bucătăria asta. A vrut așa, ca să ne încurcă pe noi. Adică? Nu mulțumesc! Nu mai e, dar topătorul e cu loc. Facem sarmale, le punem și noi frumos frumos separat, începem la drob, nu mai facem altceva, poate iau eu după ce facem drobul. Poate iau eu mațele să le tot la mână alea, știi? Mațele, le ficați, le tot la mână și le umplu eu. Da. Și poate le fierb aici, am zboare, nu e rost să o disper așa. Și să fac pe ea altceva acolo. Mă iau și cârnațe de cocos, da? Vede la cârna ce face. Că mai mi-a rămas carne, gen că nu mi-a ajuns mațele. Am căutat să cumpăr și nu am găsit. Și bine că am găsit mațe în ladă, erau. Mai spălăm și pielea de la porc și sunt mai bune decât le-am cumpărat. Decât le-am... Și ești la patroana, mă geamă, mai ai mult? Hai, da! Ne termina la mai ce? Nu, pe mine, mă cheamă acolo și m-a pus să le o să fac cafele la toți. Cafele? Putea și el cafea? Da, și una. Patru, mai e mamă, nu? Nici nu știu unde pe unde e cafea. La mine acolo, într-o noptieră, într-o patru. Eu mai îmi iau cafea multă și mai îmi pun deoparte, așa, că nu pot să mă duc toată ziua să cumpăr. Cumpăr așa pe din dată, n-am cum am dat de la distribuitor să iau un bac, să iau ăla, e scump. Și dacă aveam un bac, cred că ce, beam și după aia mă dure inima. Era prea multă. Îți făceai că știai că ai de unde să iei. Da, dar mai bine așa că da. Cu frica că să termine și mai bine așa. Să le facem mici, mici, am zis că se formă. Ba, fă-le micuțe. Păi eu le fac de nu-s micuțe, că nu mai mănâncă. Dacă vede așa sarma mare, nu mănâncă. Hai, fă-i tu mici. Gata, prietene, mai vin eu la cameră. Merge treaba? Da. E multe de făcut. Sărmăluțe. Avem sărmăluții. Avem, bă, la nu faci. Ce ziceți? Nu știu. Vreau să mă duc la prieten să le arăt ce pregătim. Hai să vă arăt, prieteni, aici ce pregătim.
Ce mai avem de făcut, de fapt? Avem aici miel pentru cuptor, curcani. Aici l-avem pe domnul bucătar, bea bere. A venit domnul bucătar. Este filmare. Ioane, bea-ți, Ioane, ceva la prieteni. Ioane, zi ceva. Uite, leuțul meu, copilul meu, soarele meu din viața mea. Soarele tău, bravo. Avem aici un purțel care îl băgăm la tavă. Aici un sfert de porc care a fost făcut în cuptor. Și în cuptor mai avem niște porci. Aici facem jumeri. Uite, jumeri de-astea ca aici, făcute acum. Frumos, cu codolendere, cu... Albina, cum? Albina, să da. Ouă, foarte da? Bun, foarte frumos. Dar vezi să nu mănânci ouă, că nu e bine. Mâine mâncăm. Tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Lasă la mine, nu mai fi mai bine cu ăla. Pe John? Nu mai că vorbesc și prea mult. A băut și ale chem unde e vorba acum. Da, e bet. Uite. Nobody home. Nobody home. Vorbești și eu nu vreau să mai zic nimic. Deci, prieteni, cam ăsta este meniul de Paște. Nu mai nu înseamnă nimic, dar e carne. E carne proaspătă, e moale, e la carne. Dar bine că s-a mai întărit acum. Leonardo, e vino aici, la vlog. Eu am luat 10 miliarde și tu... Vezi că s-ar putea să... Nu mai cum am supărat de bună, gata, am închide Alina ușa. Hai, de John. Albina, salută prietenii. Vai, vai, vai. Domnul Alex. Da. Ce ne cânti? Alex trebuie să fii cameraman. Nu mai e. Îi place că ești tu al casă. Nu mai are el. Îl avem și pe micul bucătar aici. Se tare mișto. Ole. Ole, Mădălina și Dănuț, nu Lumina și Dănuț. Soția ta, asta. Soția ta. Sora mea. Nu soția din Italia. De ce, Dănuț? Frumos așa? Unde e cafeaua? Cafeaua mea unde e, mă? Nu există. Ne-auzi? Sora ta nu-ți dă cafea. Poate îți dau un cap acum. Asta mă lipsa. Deci, prieteni, cam asta facem noi aici. Trebuie să mănânci o oală mare. Mai avem multe de făcut. Sunt multe, o să postăm vlogul ăsta și revenim cu meniul, că avem multe de făcut în noaptea asta. Să ne aranjim și noi puțin acum. Cu ce facem, că e zăpăceală mare pe aici. Hai, vă pupăm! Noi mai avem cu sarmalele, aici avem foarte multe. Dacă ținem așa să filmăm până le terminăm, cred că... N-are rost că derulați oricum. Păi da, și n-aveți timp, toată lumea ocupată, să mă urmărească toată filmarea. Mai bine mai scurtă, 20 de minute. Dacă faceți așa călătrie... Lasă-te acolo, că se aude. Dragi bege, vă mulțumim și vă dorim un Paște fericit la toată lumea. Mulțumim că multă sănătate vă dorim. Și ce să zic? Vă pupăm. Revenim cu altceva, vedem dacă mai facem ceva. Pa, pa!